Cheltuielile cu persoanele aflate în izolare fac gaură în bugetul primăriei municipiului Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a dat ca exemplu o singură zi în care doar pentru hrană s-au cheltuit numai puțin de 10.000 de lei. La nivelul orașului se află în stare de izolare 50 de persoane, însă numărul acestora se schimbă zilnic. Municipalitatea caută soluții pentru suplimentarea fondurilor alocate persoanelor aflate în izolare la domiciliu, cărora trebuie să le asigure hrana pe perioada acestei măsuri. Într-o singură zi, autoritățile au cheltuit peste 10.000 de lei cu persoanele care nu au voie să iasă afară din casă, după ce fie au intrat în contact cu suspecți de coronavirus, fie au fost în zone în care virusul se manifestă violent. A avut 108, a fost cel mai mare vârf, numărul cel mai mare a fost la 108, sâmbăta trecută, acum 8 zile. Zilele acestea am avut în jurul a 50 de persoane izolate pe raza municipiului Târgu Jiu. Este clar că va trebui să facem o rectificare și să găsim resursele pe alte capitole pe care să putem să, resursele financiare pe care să le alocăm pe acest capitol de situații de urgență. În aceste condiții, municipalitatea caută soluții pentru suplimentarea banilor. La ultima discuție pe care am avut-o cu reprezentanții direcției economice, se facturaseră 45.000 de lei, adică 450 de milioane din cele 550 de milioane prevăzute în bugetul municipiului Târgu Jiu. Acest lucru s-a întâmplat săptămâna trecută, ținând cont de faptul că am avut și vineri și sâmbătă și duminică de asigurat un număr mai mic de meniuri și asta poate fi vestea cea mai bună, raportat la ceea ce se întâmpla acum 10 zile, aproximativ 10 zile, sâmbătă și duminică am avut sub 50 de cazuri înregistrate la primăria municipiului Târgu Jiu. Vom vedea, analizăm toate direcțiile în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, analizează posibilitatea diminuării unui anumit capitol, nu știu la pe care îl vom diminua, există poate capitolul pe curățenie sau pentru iluminat public sau pentru evenimente. Există și această posibilitate că la un moment dat pe o analiză foarte, foarte corectă o parte din sumele respective să le ducem pe acest capitol de situații de urgență. În această dimineață, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat că în județul nostru se află 223 de persoane în autoizolare la domiciliu. De asemenea, în cazul pacientelor internate în cursul zilei de joi la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, rezultatul testului pentru coronavirus a ieșit negativ.